Sețea credinței Emisiune realizată în studioul Radio Maria din Iași de Părintele Adrian Blăjuță Bun găsit, dragi ascultători! Vă salută din studioul Radio Maria din Iași, Părintele Adrian Blășuță, ca de obicei. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și, iată, în prima zi din luna iulie, deja mulți tineri, copii au mers, sunt deja în vacanță, doar că unii mai au de susținut și unele examene, mai sunt și unele înscrieri care se fac la diferitele școli în această perioadă sau la facultate și una dintre aceste facultăți în care tinerii noștri pot să se înscrie, să intre, să își desăvârșească pregătirea lor este și Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iași, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Spuneam, suntem la o nouă ediție a emisiunii Frumusețea credinței care se realizează din studioul Radio Maria din Iași și timp de o oră suntem împreună la această emisiune care se transmite și în reluare în fiecare sâmbătă la aceeași oră în același interval orar așadar începem această emisiune împreună și aveți ca de obicei la dispoziție și numărul de telefon al Radio Maria 03 59444410. Puteți intrați în dialog cu noi, să Vorbim împreună să ne adresați întrebările, nedumeririle dumneavoastră referitoare la această Facultate de Teologie Romano-Catolică din Iași. Și pentru asta aș vrea să fac și o introducere, pentru că pornim în dialogul nostru cu invitatul pe care îl am alături de mine. E vorba de părintele Ștefan Lupu, decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan. Cuza din Iași, pe care îl salut, lăudați să fie Isus și Maria. În vecii vecilor, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că sunteți alături de noi, așa cum spuneam, unii mai au examene și chiar înainte de a intra în direct, vorbeam noi un pic despre faptul că mai aveți și dumneavoastră examene, poate nu de susținut, dar de participat de asistat la examenele. Chiar în această săptămână se finalizează studiile de licență și de master cu susținerea unei lucrări și a unui examen pentru a putea absolvi facultatea la gradul de licență și apoi cel de master? Așa este, și vom vorbi mai multe despre aceste posibilități pe care le oferă facultatea, dar aș vrea să prezint mai întâi anunțul pe care l-ați făcut public și pe site-ul Episcopiei Romano Catolice de Iași, dar și pe site-ul, bineînțeles, al universității, despre faptul că Facultatea de Teologie Romano Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași anunță că în perioada 15-20 iulie acest an va avea loc prima sesiune de admitere pentru anul academic 2019-2020. Se pot înscrie indiferent de vârstă cei care au diploma de bacalaureat, respectiv de licență, și doresc să-și continue formarea profesională, intelectuală, umană și spirituală la prima universitate modernă a României. Așadar, pentru anul academic 2019-2020, Facultatea de Teologie Romano-Catolică oferă absolvenților de liceu cu diplomă de licență două programe de studii universitare pentru ciclul de licență, și anume Teologie Romano-Catolică Asistență Socială cu timp de 3 ani, și Teologie Romano-Catolică Pastorală pentru ciclul de 4 ani. Desigur, facultatea anunță că pune la dispoziția doritorilor și un program de studii pentru ciclul de master în Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară cu durata de 2 ani. Așadar, avem acest anunț, deja a fost distribuit, a fost răspândit și sperăm noi să ajungă la cât mai mulți tineri care doresc să urmeze o facultate bună, și vom vedea de ce. Este o facultate bună, și poate să fie printre opțiunile principale ale tinerilor, dar și pentru părinți, pentru că noi știm că acum mulți părinți sau chiar bunici ne ascultă la Radio Maria, și dacă mai au de ajutat acești tineri, îi pot sprijini, și printre sfaturile pe care pot să le dea pentru a urma o universitate, o facultate să fie și facultate de teologie romano-catolică din Iași. Așadar, părinte Ștefan, să dăm drumul, să purcedem la dialogul nostru vorbind despre această facultate de teologie romano-catolică și haideți să o integrăm acum la începutul dialogului nostru să integrăm Facultatea de Teologie Romano-catolică în cadrul primei universități, așa cum am și amintit, moderne din România, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași are 15 facultăți și una dintre ele, a 15-a, este Facultatea de Teologie Romano-catolică, înființată începând cu anul universitar 2002-2003. A fost înființată din dorința bisericii noastre locale de a oferi tinerilor posibilitatea de a continua formarea lor creștină. Pentru că, în tradiția noastră, e nevoie de această formare umană și creștină, și pornim chiar de la Botez, prima împărtășanie, Mir. Până în 1990, singurul loc în care tinerii puteau să beneficieze de o formare mai adâncă. În credință era Institutul Teologic Romano-catolic din Iași, pentru cei care doreau să devină preoți. Dar în același timp erau mulți care voiau să cunoască mai mult despre credință. Dacă ne aducem aminte din trecut, a fost chiar inițiativa fericitului Anton Durcovici când era deja la București, și oferea acele cursuri pentru intelectuali, care veneau să asculte prelegerile sale despre teologia catolică. Dar când a venit uh, regimul comunist, uh, fericitul Anton Durcovice, episcop de Iași atunci, ca să-i pregătească pe credincioși să reziste în fața presiunii uh, ideologiei comuniste, a recomandat ca în toate bisericele, înainte de Sfânta Liturghie, să fie repetate uh, principalele rugăciuni, adevărul de credință, să se facă după Sfânta Liturghie catehismul cu copiii, cu tinerii, cu credincioșii, pentru că el era convins de uh, acest adevăr că un creștin, cu cât este mai bine format, cu cât își cunoaște mai bine credința, cu atât poate să o trăiască mai bine. Spuneam, până în 1990, singurul loc era Institutul Teologic. După 1990, preasă, Institutul Petru Gherghel a deschis posibilitatea și altor credincioși laici să urmeze teologia și erau acele cursuri care se făceau pentru profesorii de religie. Cunoaștem că s-a înființat această specializare în cadrul Institutului Teologie Didactică și foarte multe persoane credincioși laici, la catolici s-au înscris la aceste cursuri, le-au absolvit și astăzi sunt profesorii noștri de religie în școală. Totuși, pentru o mai mare, să spunem așa, demnitate a formărilor, Presențitul a insistat și a cerut ca să se înființeze această facultate de teologie în cadrul Universității Alexandru Ioncuza. Mulțumim cu această ocazie conducerii universității că a fost de acord să se înființeze în 2002 Facultatea de Teologie Romano-Catolică, și de atunci facultatea noastră funcționează, îi spunem așa, cu doi plămâni. Este a fost mai întâi teologia didactică și teologia asistență socială, iar din 2009 este și teologia pastorală. Practic, dacă ne uităm specificul teologiei catolice, este să promoveze această formare în direcția aprofundării teologiei pastorale, pentru cei care doresc să fie preoți, să slujească în biserică în calitate de preoți, Apoi este teologia didactică pentru cei care vor fi profesori de religie în școală, dar și teologia asistență socială pentru cei care vor să se angajeze în acest domeniu al asistenței sociale. Astfel vedem că uh, un creștin care uh, urmează una dintre aceste specializări poate să lucreze mai bine în biserică și în societate. Dacă vorbim un pic despre această facultate de teologie romano-catolică, bineînțeles ne putem îndrepta un pic și spre Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași, dar este un pic cu altă, o altă dimensiune, nu? dimensiune pastorală, vocațională. Vorbiți-ne un pic despre cum funcționează facultatea, cam câți studenți au călcat până astăzi pragul acestei facultăți și Câți profesori participă la formarea acestor tineri? Mai întâi, facultatea are un departament de teologie romano-catolică și în cadrul acestui departament, în acest an universitar 2018-2019, au fost șapte profesori titulari și 130 de studenți. Pentru specializarea teologie romano-catolică pastorală, toți profesorii sunt preoți, pentru teologia asistență socială, aici trebuie să specific că o treime din cursurile care sunt oferite în această specializare sunt de teologie și sunt făcute de profesorii noștri. Celelalte două treimi din cursuri, studenții noștri le urmează împreună cu studenții de la. Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice, specializarea asistență socială. Deci, ei urmează cursurile cu profesorii care sunt la Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice. Îmi spuneați la un moment dat că dintre beneficiarii primelor cursuri ale facultății sau a pregătirii care se făcea înainte de înființarea facultății de teologie romano-catolică, unii sunt sau mai bine zis majoritatea sunt profesori de religie, mai Merg astăzi acești tineri pentru ca să devină profesor de religie, mai sunt locuri pentru a deveni profesor de religie. Sau facultatea oferă și alte posibilități. Pentru că, bineînțeles, urmând o facultate, este foarte important să ai și o perspectivă după ce vei termina această facultate. Adică trebuie să te gândești și la un loc de muncă, trebuie să te gândești și la niște rezultate în urma acestei facultăți. Ce ne puteți vorbi despre tocmai specializările sau despre ceea ce pot să obțină acești studenți care merg la facultate de teologie? Primul gând al unui tânăr când merge să se înscrie la o facultate este să vadă care va fi profesia lui, unde va putea să lucreze. Din acest punct de vedere, teologia romano-catolică sigur oferă câteva posibilități de angajare în cadrul bisericii, a structurilor bisericii, dar și în alte structuri ale statului, în funcție de specializarea pe care o urmează. De exemplu, cei care uh, urmează specializarea asistență socială se pot angaja în diferite structuri ale Caritasului de Cezan, uh, care oferă multe locuri pentru asistenții sociale, dar și în alte structuri ale statului. Pentru uh, că aici statul încă trebuie să se deschidă mai mult pentru a uh, oferi aceste servicii de ajutor social. Cei care urmează teologia pastorală sunt uh, în general uh, orientați spre uh, hirotonirea preoțească și aici trebuie să spunem că deocamdată nu sunt șomeri, găsesc totdeauna un loc de muncă. Uh, lucrează fie în deceza noastră, fie în arhideceza de București, chiar și în deceza de Chișinău, dar și în străinătate. Nu am acum o statistică să vedem câți dintre absolvenții facultății noastre, preoți, lucrează în străinătate, dar știu că sunt foarte mulți. Pentru teologia didactică am închis această specializare pentru că de mai mulți ani nu au mai fost înscrieri și pentru faptul că sunt foarte mulți profesori de religie care s-au titularizat și, spunem, locurile s-au ocupat. Avem și această scădere demografică, numărul copiilor, elevilor scade foarte mult și atunci și posibilitățile de a lucra ca profesor de religie sunt mai reduse. însă atât cei care urmează specializarea asistență socială, cât și cei care fac teologie pastorală, urmează și modulul psihopedagogic la Facultatea de psihologie și cu acest modul și cu cunoștințele de teologie, pot să exercite și profesia de profesor de religie atunci când este când este cazul. Însă, dincolo de aceste profesii pe care unul le poate găsi în biserică sau în alte structuri, noi punem accentul, în primul rând, pe formarea umană, adică dorim să oferim celor care vin la facultatea noastră un mediu, un ambient cald, uman, în care ei să se poată regăsi, să poată crește, să se maturizeze și apoi, sigur, să aibă acea mobilitate. Pentru că lumea în care trăim este destul de mobilă, nu mai există profesii veșnice, trebuie să te orientezi, să te adaptezi mereu la schimbările care vin. Și eu consider personal că un om cu cât are o viziune mai largă despre lume, despre om, despre sensul vieții, va reuși să se adapteze mai ușor în la condițiile. De viață care se schimbă foarte rapid. Deci, spuneam că formarea pe care noi o oferim, formarea teologică, îi poate ajuta să crească, să se maturizeze și să găsească un sens în viață. Apoi, trebuie spus și acest lucru, după proiectul Bologna, cei care urmează o licență se pot înscrie la un master și într-un alt domeniu. Deci, nu sunt blocați doar pe acest domeniu al teologiei. Așa că poate să crească în facultatea noastră și apoi să urmeze și o altă specializare. Apropo despre specializări, am vorbit și la începutul emisiunii când am prezentat această posibilitate nu, de înscriere pentru master sau pentru școala doctorală. Și uh dacă ne gândim un pic la aceste posibilități, vorbiți-ne un pic despre ce înseamnă a face ceva mai mult, adică a nu te opri doar la licența pe care o primești în urma examenului nu de licență, dar să mergi mai departe și să parcurgi următorul ciclu de master sau chiar de doctorat. La ce ar ajuta aceste cicluri mă dau universitare dau mărturia pe care mi-o dădea un student E adevărat, are mai mulți ani, dar a venit tocmai ca să-și împlinească un vis pe care l-avea mai de mult de a studia teologia. Acum este spre 60 de ani, nu? dar a venit și a zis, după un an, acum a încheiat un an de master în teologie practică și misionară, a înțeles mult mai bine ce înseamnă să fii creștin, ce înseamnă să străiești credința, să te implici în activitățile din parohie și pur și simplu să fii mulțumit, adică să te înțelegi pe tine și să ajungi la această liniște interioară. De deci, aceea eu aș promova facultatea și în rândul acelor persoane care sunt acum la o vârstă medie, să-i spunem. A trecut perioada îndrăgostirii, a trecut perioada Căutărilor locurilor de muncă au ajuns la o anumită liniște financiară, copiii au crescut și vor ceva mai mult de la viață, vor să cunoască mai mult, poate nu și-au permis să citească înainte când erau tineri, adolescenți, când erau copiii mici, dar acum ar avea această posibilitate să aprofundeze viziunea lor despre viață. Și atunci noi le putem oferi această posibilitate. Bineînțeles, după principiul pe care ne-l amintește și l-am învățat cu toții, cel puțin la teologie, Fidex Queres Intellectum al Sfântului Anselm din Canterbury, este și o posibilitate nu, de a descoperi sau de a-l descoperi pe cel în care noi ne punem încrederea pe Dumnezeu și să descoperim cum este cu credința noastră, de ce credem, în cine credem sau care este fundamentul credinței noastre. Vorbeați despre această formare teologică și eu cred că. Nu e doar o formare, așa cum amintea, și sfinția voastră, o formare teologică, pentru că oamenii se întâlnesc și la această facultate se întâlnesc unii cu alții și discută, se îmbogățesc unii cu alții sau unii de la alții. Și este o creștere și cred că este și o formare intelectuală, e adevărat, dar și umană. Pentru că orice ciclu de învățământ din timpul vieții noastre ne îmbogățește din toate punctele. De vedere. Și dacă mergem mai departe și vorbeați despre această pregătire chiar și la o vârstă mai înaintată, cum poate să procedeze sau cum se poate ajunge să se meargă și să participe doritorii la aceste cicluri de master sau chiar de, de, doctor, de doctorat? Iată, am anunțat că programul de înscriere este 15-20 iulie cei care au o diplomă de bacalaureat se pot înscrie la ciclul de licență, cei care au deja o diplomă de licență se pot înscrie la ciclul de master. După ce se termină ciclul de master, cineva poate să facă și doctoratul în teologie. Noi încă nu avem un, o școală doctorală la facultatea noastră de teologie, dar este la București, școală doctorală unde pot face și doctoratul. Sperăm în câțiva ani să punem și noi bazele unei școli doctorale la Iași. Înainte, poate, a fi doctor însemna ceva deosebit. Astăzi, eu zic, a face doctoratul este ca și cum ai lua carnetul de șofer. Ca să poți să circuli pe stradă cu mașina, ai nevoie de carnetul de șofer. Deci nu mai este o țintă așa de sus la care tot să se uite, e doctor. E această creștere în specializare în orice domeniu, sunt mai multe niveluri pe care unul le poate atinge. Și sigur, ca să poți să transmiți mai departe ceea ce ai primit, ai nevoie de această formare personală și o formare cât mai adâncă. De aceea, dacă e să revin la situația bisericii noastre locale, unde avem atâția credincioși care se implică în viața liturgică, viața socială, viața catehetică, a bisericii, dar simt că au nevoie de o mai mare formare. Mă gândesc copiii care sunt la școală și urmează orele de religie. Profesorii de religie deja le oferă informații specializate, pentru că și ei, la rândul lor, au primit și lucrează foarte mult în transmiterea acestor informații. E bine, se organizează acum, de exemplu, aceste campusuri vara împreună. Și uh, ca să facem așa și o paranteză Cred că ascultătorii noștri mai simt Din când în când vocile de copii Care sunt în jurul Bisericii Catedralei Pentru că ei se joacă, sunt împreună Chiar cu formatorii, cu surorile Și cei care au absolvit facultatea uh -huh. Pentru că știu că sunt animatori uh -huh. Care uh -huh. se ocupă de uh -huh. acești copii da În perioada asta se uh, ocupă și de acești uh -huh. copilași Facem și închidem paranteza Sigur. Pentru că noi ca biserică Ne implicăm în aceste activități De socializare a persoanelor dar nu o facem doar pentru a socializa, ci trebuie să transmitem și un conținut, iar conținutul este conținutul credinței. Cu cât unul cunoaște mai bine acest conținut, cu cât posedă metodele de a transmite acest conținut, cu atât și rezultatele vor fi mai bune. În vremea aceasta de desacralizare sau de secularizare, cum putem să o numim, sau de criză, de sens, de identitate. Avem cu atât mai mult nevoie de a ne cunoaște mai bine pe noi înșine, de a cunoaște credința noastră, de a înțelege mai bine lumea în care trăim. Și astfel putem să punem și o frână corupției care există în societate. E adevărat și pentru asta, pentru a urma aceste cicluri postuniversitare, știu că există și posibilitatea burselor sunt mulți care obțin astfel de burse sau cum se poate obține o bursă în cadrul Facultății de Teologie Romano-catolică. Statul pune la dispoziție mai multe tipuri de burse și în funcție de numărul de studenți se primește un quantum care este după aceea împărțit în funcție de medii sau de situația socială. Și la noi la facultate sunt mai mulți studenți care beneficiază de burse de merit, deci în funcție de mediile pe care le obțin la examene, dar și burse sociale, cei care au probleme familiale sau știu, de altă natură sunt ajutați prin aceste burse de studiu ca ei să poată să, să studieze, adică să nu abandoneze școala din cauza acestor dificultăți materiale. Mai știu că mulți participă și din cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică la aceste programe Erasmus. Mulți merg în străinătate, fac schimb putem să spunem, cultural sau uh, intră în, uh, în alte iată, zone, universități, facultăți și pot să întâlnească oameni noi și culturi noi și o îmbogățire și intelectuală uh, și mulți vin la Iași, la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Uh, cum vedeți... Uh, acest program, cei care participă, pentru că eu am întâlnit tineri și au venit destul de bucuroși și pentru ceea ce au întâlnit în alte părți și bogăția culturală, de fapt, să ieși din țară, să intri în contact cu alți oameni. Cum vedeți, cum văd studenții Sfinției voastre acest este lucru? Este o oportunitate extraordinară pe care o au de a face fie practică, fie studiu la alte uh, facultăți din uh, Europa, în special, uh, și sunt susținuți financiar. Ei primesc o bursă de studiu pe, sau de practică, uh, și uh, în același timp cunosc o altă lume, învață o altă limbă, intră în contact cu mai multe persoane și văd că activitatea pe care ei o au, fie ca asistent social sau ontologie pastorală sau ontologie didactică, uh, este utilă. Și le este de folos. Și asta îi motivează să continue studiile. Părinte Ștefan, dragi ascultători, facem o pauză muzicală, câteva minute, revenim după acest moment în direct din studioul Radio Maria Dinea și vorbim despre rolul Facultății de Teologie Romano-Catolic din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Muzica Dragi ascultători, suntem din nou în direct din studioul Radio Maria din Iași și vorbim despre rolul Facultății de Teologie Romano-Catolică din Iași din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza și suntem împreună cu Părintele Ștefan Lupu, decanul acestei facultăți și ne-a dat deja mai multe informații despre acest loc de cultură, loc în care tinerii noștri pot să se pregătească intelectual, uman și, bineînțeles, și spiritual, pentru că este o facultate specială și se îndreaptă și spre credință, spre formarea aceasta spirituală. Așadar, suntem în direct, aveți posibilitatea și chiar vă rog să intrați în direct cu noi prin numărul de telefon al Radio Maria 0359444410 pentru a ne vorbi despre poate experiența pe care ați avut-o în cadrul acestei facultăți, dar poate că sunt și anumite nedumeriri pe care vreți să le clarificați împreună cu noi, împreună cu decanul Facultății de Teologie Romano-Catolic, părintele profesor, doctor Ștefan Lupu. Așadar, continuăm emisiunea noastră și Părinte Ștefan, acum dacă oprim la ceea ce se studiază în această facultate, cu ce ofertă vine, ce materii pot întâlni studenții acestei facultăți? Structura planului de învățământ este articulată în jurul revelației lui Dumnezeu, adică cel care dorește să studieze teologia, adică discursul despre Dumnezeu, pornește întotdeauna de la ceea ce Dumnezeu ne-a revelat iar revelația știm că este cuprinsă în Sfânta Scriptură și în tradiție. Prin urmare, obiectul principal de studiu, sau cum s-a exprimat conciliul al doilea din Vatican, sufletul teologiei, este Sfânta Scriptură. Cei care se înscriu la facultate de teologie, atât la teologie pastorală, cât și teologie asistență socială, vor putea să aprofundeze Sfânta Scriptură, atât Vechiul Testament, cât și Noul Testament, să urmeze cursul special de exegeze ca să poată să înțeleagă mai bine cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu ne-a revelat. Apoi, ceea ce Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție ne transmite este aprofundat de către teologia dogmatică. Aici este crezul bisericii noastre care este aprofundat în această perspectivă a teologiei trinitare, învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, așa cum El Ni s-a revelat în Sfânta Scriptură și cum ne este transmis de către tradiția Bisericii. Apoi, învățăm să cunoaștem Biserica, care este comunitatea celor care cred în Isus Hristos, să vedem cum se transmite mântuirea lui Isus Hristos astăzi în Biserică prin sacramente, apoi să vedem care este finalitatea, adică scopul pentru care noi credem în Isus Hristos, și anume mântuirea noastră veșnică. Mântuire care constă în participarea noastră la viața dumnezeiască. Și avem ca model și prototip al omului răscumpărat pe Maica lui Dumnezeu, sunt Fecioară Maria. De aceea, cursurile de teologie dogmatică se încheie întotdeauna cu tratatul de mariologie. Un alt domeniu este cel al teologiei morale, adică ceea ce creștinul crede trebuie să mărturisească prin faptele sale și teologia morală, tocmai acest lucru la are în vedere, să pună în acord viața creștinului cu viața de credință. Creștinul care trăiește și celebrează, și aici este domeniul liturgiei, unde studenții vor putea să descopere liturgia bisericii, adică acest serviciu al poporului lui Dumnezeu, cultul pe care credincioșii îl aduc lui Dumnezeu în biserică. De asemenea, studenții vor învăța să transmită credința prin cateheză, prin omilie, prin teologia pastorală, prin muzică. Sunt atâtea alte domenii pe care studenții le aprofundează. Și n-aș dori să uit nici limbile, pentru că noi ca să comunicăm avem nevoie de limbi. Mai întâi, sigur, limba română este fundamentală ca să înțelegem și să putem transmite învățătura de credință. Dar ca să cunoaștem mai bine cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne apropiem de limba ebraică, de limba greacă, de limba latină și apoi singur și de alte limbi moderne care să ne ajute să vedem ce gândesc alții sau ce au gândit alții înaintea noastră despre uh, credință. Acestea, să spunem, ar fi domeniile principale din teologia pastorală. Cei de la asistență socială, pe lângă aceste materii teologice, spuneam că au și, și materii din domeniul asistenței sociale pe care ei le aprofundează împreună cu studenții de la filozofie și științe social-politice. Adică vor avea aceste pregătiri, aceste materii, care să-i ajute în exercitarea funcției sau misiunii de asistent social. Avem un ascultător acum în direct, prin telefon. Alo! Alo! Bună ziua tuturor! Lăudă să fie Isus și Maria! Și cu cine stăm de vorbă? În vecii vecilor! În Vece vecilor, amin! Sunt Lăcrămaria Boros, profesor de religie romano-catolică. Mă bucur să te aud! Și, și eu! Cu bucurie vă împărtășesc faptul că am făcut parte din prima generație de studenți ai Facultății de Teologie Romano-Catolice. Iar în cei patru ani de studii s-au împlinit într-un mod armonios un vis și multe noutăți în pregătirea noastră intelectuală și didactică. Evo cu mult drag activitățile pe care le-am realizat împreună cu studenții de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și ne-am adus mereu aminte de cuvintele Sfântului Paul din scrisoarea către Galateni. Așadar, nu mai este nici judeu, nici grec, nici sclav, nici un liber, nici un și nici femeie. Toți suntem uh, una în Hristos Iisus. Așadar, am format o unitate în trup și un suflet în, uh, în credință. Dar astăzi, în activitatea pe care o desfășoară în cele trei parohii din ea și în câteva școli, din oraș trăiesc cu mult entuziasm și deschidere o relație colegială minunată, cu toți cei care întâlnesc această nobilă misiune de a fi călăuzii simpatici în drumul de formare ale elevilor. Am învățat că e minunat să ai o privire senină, o inimă blândă și multă bunăvoință față de sufletele și inimile tuturor celor care mă întâlnesc. Elevii care susțin în această perioadă examene le doresc să fie asistați de Lumina Duhului Sfânt, iar celorlalți le doresc o vacanță frumoasă. Apropo, mulțumim pentru uh, aceste gânduri și, uh, să zicem, amintiri din uh, viața de student și cred că acum când ei dau examene, cu siguranță vă mai duceți aminte și de momentele prin care ați trecut și dumneavoastră prin uh, examenele, prin uh, licența, iată, la sfârșitul uh, acestei facultăți și uh, cum vă amintiți, să zicem, de aceste momente? Poate reușiți să transmiteți uh, studenților de astăzi mai multă încredere pentru aceste examene. Îmi aduc cu multă emoție aminte de ceea ce a însemnat examen în timpul studenției, dar și pe parcursul continuării pregătirii mele didactice. Îi rog și în același timp le pot recomanda acea rugăciune scurtă și frumoasă către Duhul Sfânt Vino Duhule Preasfânt și primite pe vomânta ta luminoasă rază al săracilor părinte, dătător de, de cele sfinte, vino și ne Dar această rugăciune, da, această rugăciune funcționează dacă ai și o acoperire în realitate, adică nu și, și dacă te-ai pregătit pentru aceste examene, pentru că sunt foarte importante și momentele dinainte și de pregătire, iar rugăciunea că redem noi că este tocmai această luminare, a pune în ordine, Dumnezeu vine cu Duhul Său și pune în ordine gândurile noastre și ne ajută să dăm răspunsurile potrivite și la timp. Bineînțeles, răspunsurile de deja pe care noi cumva le-am pregătit înainte. Mai țineți legătura cu colegii pe care ați avut în acea perioadă, iată, acum 10 ani în urmă, nu? Sau mai mult de 10 ani. În 2006 am terminat. Anul acesta am 13 ani de activitate didactică. O parte dintre colegii mei activează ca profesori la catedră, iar alții sunt implicați în activități sociale, terminând specializarea de teologie, didactică și asistență socială. O bună parte dintre ei au rămas în Iași, iar cei care și au găsit împlinirea fie în țară, fie cu secotare, cu drag. Ne salutăm orice câte ori este posibil. Asta înseamnă, din ceea ce ne spuneți, că s-au angajat, adică au și găsit un loc de muncă, nu? Adică urmând facultatea, sunteți un de... exemplu viu al faptului că dacă se urmează această facultate de teologie romano-catolică, se poate obține și un loc de muncă, adică nu e doar pentru suflet această facultate, dar este și pentru trup și pentru profesia pe care urmează să o urmeze tinerii. E adevărat. Va fi un vis în plin. Acum depinde de colaborarea noastră cu inspirațiile providenței, cu acele minunate persoane pe care Dumnezeu le scoate în cale și de tot efortul pe care noi vrem să-l investim în pregătirea noastră. și mai ales în ceea ce noi putem să oferim celor care au de noi. Aș dori să adaug aici cei care urmează facultatea de teologie au și un avantaj, în sensul că atunci când merg să se angajeze undeva, angajatorul îi privește și întreabă, tu unde ai studiat? Și când spune că a studiat la teologie, spune, acesta este cu frica de Dumnezeu, deci putem avea încredere mai mult <laughs> în el. <laughs> da, mulțumim mult, mulțumim mult, domnul Șoara profesor. Ideea noastră, tocmai de a discuta despre facultatea aceasta, pentru că e important sau s-a deschis această facultate cu eforturi, crede o părinte Ștefan și am mai auzit că eu că sunt eforturi mari, -a. mari pentru a merge mai departe cu facultatea de teologie romano-catolică și iată avem persoane care au beneficiat de... Dar aș dori să scot în evidență un alt aspect pe care și de l-a subliniat și anume faptul că fiind în cadrul universității noi, în calitate de catolici, iată, suntem împreună cu ceilalți, și ortodoxi, și laici, de toate confesiunile, și asta dă un sens al deschiderii și al integrării. Deci nu dorim să ne închidem într-un fel de ghetto, suntem noi catolici separați de ceilalți. Din potrivă, credința noastră catolică ne îndeamnă să mergem spre ceilalți, să trăim în unitate, în armonie, să ne implicăm și să construim împreună o societate mai bună. Da, iată acum la sfârșitul dialogului nostru cu uh, profesoara Lăcrămioara Boroș, uh, aș vrea să vă întreb uh, sau dacă vreți să oferiți ascultătorilor noștri uh, un gând sau mai bine zis cu ce ați rămas? Da, peste timp, peste ani, ce va rămas din uh, această perioadă a pregătirii din cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică? Curia de a fi împreună cu ceilalți. Este să gândim viața noastră în mod egoist, suntem uneori săraci din punct de vedere a relațiilor mari. Și în tot acest timp, la când interacționăm cu alți studenți de la alte facultăți, din alte zone, și în cont că eu vin din Bucovina, acolo s-au cu cine astfel, să 應該就變刷心。 Mă bucur enorm de mult astăzi că pot să vă și celor care nu stau Mulțumim mult pentru intervenție, pentru telefonul uh, dumneavoastră, pentru că uh, ați dorit să ne oferiți aceste gânduri. A fost uh, cu noi, uh, dragi ascultători, uh, profesorul Lăcrămioara Boroș, uh, una dintre studentele acestei facultăți de teologie romano-catolică iată la distanță de 13 ani după ce a terminat această facultate ne-a împărtășit din experiența, din trăirile și din ceea ce a rămas după această facultate. Iată, Părinte Ștefan, că sunt persoane care cu emoție, dar și cu bucurie ne împărtășesc momentele, gândurile, trăirile pe care le-au avut în cadrul acestei facultăți. Pentru că noi, pe lângă programa de studiu, cursurile pe care le facem, organizăm și alte activități extracurriculare pentru studenți, tocmai pentru ca ei să se simtă bine împreună, să se simtă bine în orașul Iași, să fie deschiși spre diferitele oportunități pe care le oferă capitala Moldovei. De exemplu, aș menționa faptul că organizăm sesiuni de comunicări științifice pentru studenți ca să-și pună în valoare talentele lor creative organizăm spectacole, momente de rugăciune, zile de reculegere, ieșiri cu studenții. Pentru că fiecare clasă are un tutore și tutorul organizează diferite activități. Se uită la studenți și vede nu doar din prisma absolvirii unor cursuri, ci și din această perspectivă a creșterii lor în umanitate. Să vadă că se formează, se împlinesc ca oameni și atunci și formarea lor teologică joacă un rol important. Știu că este chiar, apropo despre acest lucru, este și o capelanie, nu? A universității, sunt tineri care sunt reuniți, dacă ne puteți vorbi un pic despre ceea ce presupune această, este și o asociație. Da. Este capelania universitară, care este organizată la nivelul Episcopiei Romano-Catolice de Iași și aici responsabil este colegul meu, părintele Fabian Domoș, și împreună organizează diferite evenimente în timpul anului, dar aș dori să subliniez câteva mai importante. Unul este Ziua Socială pentru Studenți, se organizează de obicei în luna februarie. Este pelinajul studenților la Sighet și asta în luna mai, iar în luna septembrie este săptămâna socială pentru studenți, când studenți și de la facultatea noastră, dar și de la alte facultăți, vin să întâlnesc și discută timp de 3-4 zile pe diferite teme pe teme care sunt alese, propuse de profesori de la universitate. Chiar anul acesta, în septembrie, va fi organizată din nou această săptămână socială a studenților. Se va vorbi despre valori. Din culise ar fi un fel de moto care zice ne este greu cu Dumnezeu, dar fără Dumnezeu ne este și mai greu. De aceea vrem să discutăm împreună cu studenții cum ne raportăm la Dumnezeu, la virtuți, la credință tocmai ca să stabilim între noi relații corecte, relații sincere, relații fructuoase. Știu totodată că un alt proiect care adună studenți, nu doar catolici, dar și de alte confesiuni, este Corala Universitas. știu că participă și acum, am văzut, am luat parte la câteva concerte. sunt la un nivel foarte ridicat da, da. de pregătire și Doamna da, Gabriela Ionescu se implică foarte mult și chiar le spun felicitări pentru munca pe care o desfășoară, știu că depune mult efort. Dar reușește să ridice nivelul coralei foarte sus, participă și la concursuri internaționale și, sigur, cheamă cât mai mulți studenți să se înscrie la această corală. Și pentru studenți, această disciplină a corului de a cânta împreună aceeași melodie, deși pe linii diferite, arată că și în societate cam tot la fel trebuie să cântăm o singură melodie, deși avem diferite voci. O altă inițiativă lăudabilă și iarăși mi-a plăcut această inițiativă este acea legătură care se dorește a fi menținută cu alumnii, cu cei care au pășit, care au trecut prin facultățile din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza și a fost recent chiar această întâlnire cu unii dintre alumnii Facultății de Teologie Romano-Catolică și cred eu că este foarte important să. Rămână această legătură între cei care au trecut, cei care pot să mărturisească, să dea mărturie, să vorbească celor tineri despre momentele pe care le-au trăit în facultate, dar și despre cum s-au realizat ei, pentru că fiecare dintre cei care uh, trec prin uh, aceste facultăți au uh, aceleași neliniște, aceleași așteptări, aceleași bucurii uh, și uh, uneori dezamăgiri, dar uh, cei care au trecut prin facultate pot da mărturie că se poate, se poate realiza un om și se poate realiza chiar și după ce ai făcut o facultate de teologie. Sigur, este o inițiativă care s-a luat la nivelul universității, dar care se regăsește și în fiecare facultate și noi avem astfel de inițiative cu diferite ocazii invităm uh, absolvenții facultății să le vorbească actualilor studenți despre uh, timpul pe care l-au trăit ei, ce anume uh, lucrează astăzi, cum s-au realizat în viață uh, și scopul este sigur de a crea această comuniune între generații, pentru că noi suntem și o instituție care trebuie să dureze uh, și durează tocmai prin aceste legături care se stabilesc între cei care au fost, sunt și vor fi. În această perspectivă, chiar de săptămâna viitoare, de pe 6 iulie, se organizează un fel de școală de vară cu elevi într-un proiect Roze. Facultatea noastră îl organizează împreună cu Facultatea de Educație Fizică și Sport. Sunt în jur de 50 de elevi care vor participa la acest program timp de două săptămâni. Vom avea și lecții, vom avea și distracții dar toate sunt orientate spre a arăta elevilor ce înseamnă să fii student, să trăiești la universitate și mai ales ce înseamnă să continui formarea ta, să nu te oprești la clasa 8 -a, ci să mergi și la liceu. Să iei și bacul, să mergi și la facultate, să iei și licența și master, masterat. Să mergi și mai departe. Da. Apropo, și Sfinția voastră, sunteți un alumn al Facultății de Teologie Pastorală, acum, iată, este în cadrul Universității Cuza, dar după aia nu v-ați oprit. După aia am spus mai departe, ce v-a făcut să mergeți mai departe și să nu vă mulțumiți sau să nu rămâneți doar cu această facultate pe care ați urmat-o, Institutul Teologic, seminarul și să mergeți mai departe și să ajungeți și prin alte țări. vorbiți ne un pic despre experiența asta. Noi am absolvit Institutul Facultatea de Teologie în anul 1992, apoi Presidentul Petru Gherghel m-a numit vicar parohial la Bacău, și în glumă spuneam, a văzut că nu sunt chiar atât de pregătit, m-a trimis să continui pregătirea la Roma și acolo am făcut un master în teologie dogmatică și apoi doctoratul, încât în 1999 am terminat pe de-o parte școala, dar de fapt am continuat-o pentru că am revenit la Iași ca profesor de teologie dogmatică, ceea ce fac și în continuare. Vă mărturisesc, dragi ascultători, că Părintele Ștefan a fost și profesorul meu de teologie și de teologie dogmatică și iarăși vă pot mărturisi că am învățat multe și orele au fost destul de frumoase în care chiar am putut să, să învățăm multe și cu noile tehnici pe care Părintele dorea să le mai introducă în seminar cu PowerPoint și cu aceste lucruri și să știți că ne-au rămas Părinte Ștefan în minte și uh, cu dorința de a face, și noi, la rândul nostru, de a introduce aceste noi tehnici de comunicare. Pentru că este important, așa cum spuneați la un moment dat, că avem un mesaj foarte frumos. Pe care vrem să-l transmitem este mesajul mântuirii, mesajul lui Hristos, dar trebuie să folosim și metodele potrivite pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Și, apropo, noi ne-am bucurat de prezența și ne bucurăm cei care studia, studiem de prezența profesorilor, învățăm multe de la profesori, dar profesorii învață de la elevi? Pot să spun că din 1999, de când sunt profesor în Iași, la institut și apoi la facultate, am învățat și eu multe. Sigur, când am venit de la Roma, aveam anumite viziuni, n-aș vrea să le calific acum mai înalte sau ținteam mai sus, dar a trebuit să calibrez <totrăților> viziunile mele și în funcție de studenții pe care îi aveam. Și am văzut și modul în care generațiile se schimbă. Faptul că tinerii care erau atunci în 1999 nu sunt, sau cei de astăzi nu mai sunt ca cei de atunci. Pentru că sunt aceste schimbări culturale pe care le simțim în societate, și atunci, ca profesor, sigur că trebuie să te adaptezi la noile generații care vin, să vezi care este formarea lor, care este nivelul lor cultural, care sunt sensibilitățile lor, motivațiile lor și, în funcție de acestea, să reușești să te adaptezi, așa cum face o mamă care se apleacă să ridice copilul, să-l ajute să crească. De fapt, aici mi-aduc aminte că Papa Francisc a spus acest lucru, nu? Adică să nu privești niciodată omul de sus decât atunci când te apleci ca să-l ridici. Cam la fel ar trebui să fie aplicată și relația profesor-student, așa numită catedră, nu? Că stai la catedră. De fapt, eu stăteam jos ca să nu stau așa sus. <laughs> da. no, e așa, simbolic vorbit În sensul de a te apropia de student, de a cunoaște pentru că în felul acesta, printr-un dialog cu el, să poți să-i transmiți și învățătura de credință bisericii. Noi ne apropiem de finalul acestei emisiuni, acestei ediții de astăzi a frumuseții credinței. Această emisiune pe care încercăm să o realizăm din studioul Radio Maria din Iași și chiar mi se pare că și în această emisiune minutele au trecut așa de repede și au fost multe lucruri pe care le-am discutat și cred eu că am mai clarificat un pic nedumeririle pe care ascultătorii noștri le au referitoare la Facultate de Teologie Romano-Catolică și aș vrea să vă rog acum, așa pe scurt, facem așa și o concluzie. De ce un tânăr ar trebui să se îndrepte și să se gândească în mod serios să dea la facultate de teologie romano-catolică din Iași. Să spun că nu toți tinerii trebuie să vină la facultate de teologie romano-catolică, pentru că Dumnezeu dă fiecăruia un dar special pe care trebuie să-l urmeze ca să se împlinească în viața sa. Însă cei care simt în inima lor că vor să se apropie mai mult de cunoașterea teologică, să caute un sens al vieții, să descopere o misiune pe care ei o au în această lume. Pot să vină la noi la facultate, să se înscrie în această perioadă 15-20 iulie. Mai este o sesiune și în septembrie de admitere, dar pot să vină cu încredere că vor descoperi aici lucruri frumoase, vor descoperi oameni minunați și colegi care să-i ajute să crească. Cum spuneam, și în umanitate, și în credință, dar și în profesionalism. Pentru alte detalii referitoare la înscriere, se poate consulta site-ul facultății ftrc.uaic.ro și acolo sunt mult mai multe detalii referitoare la condițiile de înscriere, documentele care se cer, planurile de învățământ, perspective și multe alte lucruri interesante pe care noi le facem în cadrul facultății. Părinte Ștefan, eu vă mulțumesc mult pentru uh, această participare la emisiunea Frumusețea Credinței și vă doresc succes și la examene și, și la le... admitere. <laughs> și, și la admitere și să dea Domnul ca să avem mulți tineri care să participe, să intre la această facultate și să se îmbogățească așa cum ați specificat și sfinția voastră. Și vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o ca să vorbesc despre această facultate. Și tuturor ascultătorilor, haruri multe de la Domnul înviat. Dragi ascultători, a fost alături de noi Părintele Ștefan Lupu, decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Am vorbit despre acest loc de cultură și de formare. Eu vă mulțumesc. Sunt preotul Adrian Blăjuță din studioul Radio Maria din Iași. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Audiție plăcută în continuare alături de Radio Maria. Lăuda să fie Isus Hristos!